Tratamentul diferă în funcție de cauza ambiopiei. Pentru primul tratament este ocluzarea ochiului bun, adică se acoperă ochiul bun cu plasture. Poate ați văzut copii pe stradă cu ochiul alb și cu acel ocluzor la ochi. Ceva pus pe lentilă sau chiar pe ochi am văzut. Cel mai bine pe ochi, pentru că dacă este pus pe lentilă, copilul întotdeauna va privi pe sus, pe jos, pe stânga sau pe dreapta și încearcă o soluție. Exact. Se măsoară vederea copilului, se măsoară refracția, adică ce nevoie de dioptrie și se prescrie ochelarul potrivit. După care se aplică acest ocluzor. Care are rol de... Are rol de a forța ochiul mai slab să vadă. Pentru că ochii sunt într-o competiție foarte mare. Dacă un ochi este mai bun și un ochi este mai slab, atunci cel bun, o să-i dea practic în cap celuilalt. Deci practic antrenează creierul, nu? Pentru un singur ochi. Și singura modalitate logică și practică de a face tratamentul este acoperirea ochiului bun și să forțeze folosirea celuilalt. Folosirea ochiului. Și cam cât timp trebuie să poarte acest plasture? Depinde de vârsta copilului. Ce mai vreau să zic foarte important, acest plasture are efect de creștere a vederii numai când este purtat de dimineața până seara când se culcă copilul. O ocluzie sau acoperirea ochiului parțială, de jumătate de zi, de două ore de zi, nu are efect decât de a menține vederea care o are, în niciun caz de îmbunătățire. Foarte mulți pacienți care întrebăm, ați purtat ocluzia? Și răspund, păi am cam purtat. Deci aia e clar că nu prea am purtat. Nu prea. Deci trebuie purtat de dimineața până seara. Am purtat-o, dar la grădiniță nu m-am dus cu ea, pentru că râdea copiii sau așa. Nu, de dimineața până seara. Mamele trebuie să înțeleagă. Să fie conștiente că ajută mult, numai dacă folosește ocluzia de dimineața până seara. Și pe lângă ocluzia și, cum ați mai zis, altă soluție ar fi acoperirea lentilei, dar nu este chiar indicată, ar mai fi și alt tratament? Întâi să spunem despre ocluzie. Aceasta trebuie folosită în funcție de vârsta copilului. La 3 ani se ocluzează ochiul bun 3 zile, apoi ochiul rău o zi. La 4 ani 4 zile, la 5 ani 5 zile și o zi și la 6 ani 6 zile și o zi. Deci e foarte important să nu acoperim ochiul bun la nesfârșit, pentru că acela poate să dezvolte și la o ambliopie reacționată din cauza că este oprit, care este cu atât mai riscantă cu cât vârsta copilului. Este un echilibru chiar și aici. Sigur, echilibru, da. Și pe lângă aceste manevre, mai există și altceva? Mai există și altceva, dar ocluzia este 90% din tratament. Deci cea mai importantă. Acesta nu trebuie să chinuie copilul toată copilăria. Deci vreau să spun că trebuie tratament în funcție și de cât de repede și de bine. Preferăm un tratament agresiv, 6 luni și după aceea am terminat cu ocluzia. Și după 6 luni să vină din nou la un consult? Nu. În general se face așa. Se indică ocluzia și se cheamă în spital pentru exerciții ortoptice, pentru a cunoaște ceilalți copii cu aceeași problemă, pentru educația mamelor, de care văd și alți copii și alte mame cu legătura cu medicul oftalmolog, practic, este... Cu medicul și cu alți copii care au aici problemă. Trebuie mama să... Terapie de grup. Cam așa ceva. Și mai sunt și alte pentru relaxarea ochilor sau ochiului sănătos, soluții, oftalmologice, ce se folosește sau nu? Picături? Deci, atunci când copilul refuză ocluzia pentru o perioadă, merge la mare sau are o problemă, se pot instila anumite picături de atropină care tulbură vederea cam în jur de o săptămână, dar acelea au efecte secundare. Se pot folosi strict pe perioada concediului, să nu intre în apă cu ocluzorul sau cine știe ce motive, dar în general, ocluzia, un tratament agresiv scurt și după aceea trecem la tratamentul de întreținere. Terapia naturală, Bistrița, Împăratul Traian, numărul 9. Locul în care vă oferim servicii complete de acupunctură fără ace, reflexoterapie, masaj, bioenergie prin metoda Reiki și gimnastică respiratorie.
Terapia naturală, remediu pentru fiecare. Bistrița, Împăratul Traian, numărul 9. Indicațiile tratamentului diferă în funcție de cauza ambliopiei? Da, diferă. În primul rând pentru ambliopia strabică. La strabism, de obicei, este nevoie și de intervenție chirurgicală pentru a alinia ochii în poziție normală. Dacă un ochi este mult mai slab ca celălalt, din punct de vedere al vederii, ar trebui restabilită vederea cât mai aproape de vederea ochiului celuilalt înainte de intervenție chirurgicală. Practic, ce se face în strabism? Se repoziționează mușchii ochiului pentru a alinia axele vizuale. O vedere bună este ca un frâu în intervenția chirurgicală, ca un frâu în menținerea poziției corecte a ochiului. Un ochi cu vedere slabă are riscul mult mai mare de a devia înapoi în poziția în care a fost sau, dacă a fost convergent, înspre exterior. Deci, la strabism, facem tratamentul ambliopiei până ajungem la izoacuitate, la aceeași acuitate vizuală, facem intervenția chirurgicală, după care este posibil, dacă vârsta copilului este mică, ambliopia să recadă ușor. Deci, chiar dacă tratamentul este unul de succes, poate să reapară ambliopia? Poate reapărea, pentru că tratamentul ambliopiei trebuie continuat până în jurul vârstei de 8 ani și jumătate. De exemplu, dacă facem operația la vârsta de 5 ani, imediat după operație nu putem să punem ocluzor. Și atunci e posibil să mai scadă puțin vederea și atunci reluăm tratamentul ambliopiei, dar este timp. Dacă se operează după 8 ani, dar nu prea este indicat, atunci nu există riscul să recadă. O să vorbim imediat și despre tratamentul de întreținere în ambliopie, care este foarte important. Apoi, tratamentul ambliopiei anizometropice, adică atunci când există diferențe de dioptrie între ochi. Este prin ocluzie, până ajungem la vedere egală cu ochii celălalt, cea mai bună vedere, sănătos, sau până când, la 3 controle consecutive, vederea nu mai crește. Și atunci trece pe un tratament de întreținere. Care este ocluzia jumătate de zi sau ochelarul de penalizare, imediat vorbim. Ceea ce vreau să zic este că pacientul, în momentul în care începe tratamentul ambliopiei cu ocluzorul acela de ochi, trebuie controlat lunar sau cel târziu la o lună și jumătate. Verificate vederea ochiului mai slab, cât și vederea la ochiul ocluzat, din cauza ambliopiei care poate apărea pe ochiul celălalt datorită acoperirii ochiului. Dacă am obținut această vedere dorită sau vederea n-a mai crescut 3 controle consecutive, atunci indicăm ocluzia jumătate de zi, până la vârsta de 8 ani, 8 ani și jumătate, sau ochelarul de penalizare. Ce înseamnă ochelarul de penalizare? Sună cam ciudat, dar da. Ne explicați acum. Pe ochiul ambliop sau ochiul slab rămâne dioptria care asigură cea mai bună vedere, iar ochiul celălalt, da?